dimineața. Da, uitați ce drum avem ca să coborăm de la locație. Și mai e un pic. Da, dar ce priveliște avem. Da, și asta e adevărat. E mișto, azi când e soare. E un pic înnorat, e foarte cald. Da, și o luăm din nou la pas prin El Nido. Să mai descoperim prin piețele lor locale, să vedem ce au pe acolo. Să mâncăm bunătăți, așa că vă invităm să mergeți cu noi. Cam acesta este view-ul când coborâm de la locație. Drăguț, nu? Place Flori? El Nido? Mult! Da, și acolo sus locuim noi, în acele căsuțe. Aici este intersecția principală din El Nido. Da. Uite. I love you, El Nido. De ce zi încerc? Aici sunt gangurile unde locuiesc localnicii, uite, servici de electronice. Atunci mai aici să vedem cum este atmosfera printre localnici. Liniște. Chiar că e liniște. Oamenii ăștia nu se grăbesc niciodată. Foarte relaxantă viața aici. Majoritatea au, și la noi, la locație, au găini, cresc găini. Deci o mică seră aici, uite ce drăguț. Diferite plante, vor fi de vânzare, nu știu. Cum e seara, dar muntele ăla care se vede de acolo. Cred că trebuie să o luăm prin stânga. Dacă o fi ieșire, ha? Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. E sigur nu ne dau afară. Nu, n-au nicio treabă. Ideea e să nu ne întoarcem pe urmă, dar vedem. A, uite că am ieșit la strada principală, ce floricică frumos. Da. Drăguț să iei așa la pas. E frumoasă senzația să mergi prin mijlocul localnicilor.
foarte mișto. Ideea e că aici parcă timpul nu trece, nu știu. E tot timpul la fel, toată lumea e liniștită, nu se trebuie. Viața de insulă. Exact. Da, priveliștea, ce munți sunt aici și ce peisaje de foarte, foarte frumos, extrem de frumos. Uite, de aici am luat noi bere de la Băbuța, nu? Da, e coada. E coada, uite, mango în copac, da? Ia uite. Cam așa sunt buticurile locale de unde cumpără localnicii. Nu știu unde să te uiți. E atât de frumos și totodată de diferit. Ia uitați. Asta este percepția noastră. Adică, acum dacă ești un pic mai pretențios, să știți că pe aici pe stradă e praf, pentru că se construiește foarte mult. Depinde de fiecare cum percepe, dar pe noi nu ne deranjează. Acestea sunt centrele lor de îmbuteliat apă. Hidolife. Toate chestiile pentru plajă de cumpărat, ne-am luat și noi șoșon de ăștia de mers, sunt foarte bun de mers prin apă de notat, aceste dry bag-uri sunt foarte mișto pentru că nu se udă deloc și sunt la prețuri accesibile, putem spune. $50 o pungă de ananas. Ia uitați ce e aici. Thank you. Hai Flori, că nu mai pot de poftă. Ți-am dat 4 lei pe ăsta. Nu? Cam așa vine. Mamă, cu miroase și e rece. Hai, ia. Dacă nu mai poți, am. Cum e? Nota 100. E bun chiar și extrem de cop. Foarte dulce, extrem, da, de cop. Caută deja.
și am lăsat zeamă, dar abia aștept să beau. Delicios. Am mâncat o tonă de ananas cât am stat aici. Calamari, proaspeți. Aici e o piață de pește, dar e ora 1 după masă și bam, da, bam, bam, 250 pe kilogram, uite calamari proaspeți, foarte, foarte bun, am luat și noi zilele trecute de a mânca, 130 kg. Uite de ăștia erau, pe care a pus el în supă. Piața de pește se desfășoară în două intervale, să spunem, dimineața până în 8-9-10 și pe urmă seara. Squid, ia. Am a 5 per kilo? 300. 300. Scot, 2 What fish is? Salmon. Salmon, yeah. Oh, nice. Dura sa poliera, mi sa piața. Da, e foarte goală. Am venit zilele trecute de am gătit la locație. Dar era foarte, foarte, uite, 300 sunt creveții. Acum e foarte gol. Uite, și scoici sunt aici. Dar dimineața, cum v-am spus, până în 8, 9, 10 și seara, când se întorc chiar și pescarea, asta e carne de porc aici. Ia o cicărniță frumoasă. Ia o ce frumos arată. Da, cam așa arată o piață de un market de carne, se spune, și de pește. Ce ți-ai luat, Flori, acolo? Mi-am luat o poftă de cheeseburger. De cheeseburger? Dar fac fetele astea. Le fac ele acum, da. Și luăm și de banană, în aluat. Le mai bani pe la cu la corintă ca acum să bantai. Și mi-aș cât o banană în aluat, da? Și acasă i-am singur de unul, n-am brilat în chinoa. Pe urmă luăm și niște chestii de astea după aici. Ia uitați pieța aici. Pește de ăsta uscat. Ne luăm ceva de mâncare. Cât o frigăruie, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5. Am zis. It's 5, yeah? Ok. Stai că mă duc să filmez. Acolo. 5. Ah, 4 lei, da. Ia uite ce nebunie e aici. 5 frigărui, 50 de... Yes. 50 de rupii, adică 4 lei. 50 de pesos, pardon, adică 4 lei. Ne luăm... lapte de cocos, da? Ok. 10 pesos. 80 adică de bani. În total vom da... 60 de pesos, adică... E lapte de cocos ăsta. 5 lei.
E bun? Le băgăm în sos, da? Spicy. Ia uite ce e aici. Mamă, ce e aici, nebunie. Mață de pui. Nu? Mață de pui, da. Asta e al mare. Eu mi-am luat pe ăsta, pe ăla, și mață de porc. Deci avem poftă, da? Cel. Hai să vedem ce aduce străduța asta. Profuită. Ia uitați unde duce. Las cum se relaxează oamenii aici. Am aflat că plaja asta se numește Corong Corong. Da, Corong Corong. De la niște locali, nu știu. E foarte mișto, foarte frumos. Da, e foarte liniște și peisajul e mirific. Ia uitați, căsuțe pe plajă, da, bungalouri. Foarte frumos. Probabil că și prețul e mai mare decât noi. E pe măsură, da. Categoric. Nu știu dacă e exagerat de mult, dar uitați ce priveliște cu palmieri ăștia. Îmi dau așa o stare de bine. Este foarte frumos peisajul. Toți sunt aici pe chill, da? N-au nicio treabă. Ia uitați, aici copiii se joacă. Ia, yeah, mai filmează, poate să mai dau din nou pe... Vedeți cum se joacă. Am văzut mai din... De părți. Haide-mi! Viața adevărat. Aici copiii mai micuți sunt, sunt cu picioarele în apă și se joacă împreună. Și ăștia mari să dea un leră, nu știu. Un sfânghie asta, uite, îl dă pe ăsta acum, unde. Ce zici, Floris, place? La Corong Corong? E de vis, am făcut la poze. Asta mi se termină bateria. Pe mine mă, palmierii ăștia mă relaxează. Eu îi asociez cu paradisul întotdeauna, indiferent de unde ar fi. Uite pescarul cum își pregătește plasa pentru a se duce în pescul în larg să prindă pește. How many kilo you catch one time? Well, this is my first time to use this one. I'm not really sure, but usually they got some crab like this, sometimes 2 kilos or 3 kilos. 2 3 kilos? But it's okay for a day, food day. Yeah. Well, sometimes yeah. Well, yeah. For fishing, like it's kind of efficient because like sometimes nothing. Yeah, it's okay. Yeah. It's terrible. Yeah. Thank you. Welcome.
foarte multe resorturi și bungalori s-au construit direct pe plajă. Dar asta este turism. Vreau să vă spunem cât costă să închiriez un scooter aici. Ne-a spus și gazda noastră și ne-am interesat și noi la centrele de închiriere. Și costă pe, undeva la 500 de pesos pe zi. Adică vreo 45 de lei. Ceea ce mi se pare destul de mult. Spre deosebire de Bali, de exemplu, ne-am dat... Am dat 50.000 pe zi, asta însemnând 3 euro și un pic. Da, deci 15 lei. 15 lei, da. Față de 45. 45 aici, da. E ceva. Ideea era că ne-a dat o idee de tur de făcut într-o zi cu scooterul și vedeam 4 plaje într-o zi. Ci că sunt cele mai frumoase plaje din El Nido, Duli Beach, una dintre ele, apoi Nakpan Beach, Leo Beach, cred că se numește a treia, și Las Cabanias. Asta era o plajă foarte frumoasă pentru apus. Noi n-am avut chef să închiriem scooter. Am fost așa mai pe relax. Dar dacă ajungeți în El Nido, puteți să închiriați o zi, măcar scooterul, și să mergeți pe plajele astea. Da. Astea sunt câteva dintre Iar ele. Iar cealaltă opțiune de top pe care noi am făcut-o, am mers, sunt acele tururi care te duc și vizitezi insulițele și plajele acelea neaccesibile, să spunem, decât de pe mare, da? Sunt niște tururi de excepție, full day, să spunem, 6-7 ore durează acest tur, dar ceea ce vezi acolo se merită cu siguranță banii. Adică ne-a costat investiți. Ne-a costat 60 de euro două persoane. Am făcut turul A, incluzând și prânzul și închirierea caiacului pentru două persoane în Big Lagoon, unde am explorat cu caiacul. Din păcate am pierdut filmările de ieri, le-am pierdut, am făcut o eroare și pur și simplu s-au șters, le-am șters din greșeală și așadar n-o să vedeți, trebuie să ne credeți pe cuvânt. Da, am pus câteva poze, dar ce a fost acolo a fost de excepție. Din păcate asta este, vlogul de ieri nu mai are cum să apară, s-a dus pe apa sâmbetei, să spunem așa. Am descărcat niște aplicații, dar mă îndoiesc că da, să recuperăm ceva. Dar nu. Asta e viața, ne-a rămas doar nouă în memorie acel tur. Dar să știți că merită, chiar dacă e mai scumpuț. Peisajele sunt uimitoare. Te duce în spatele acestor munți pe care vi-am arătat și la noi la cazare și aici. Și acolo vedeți și plaja, iarăși una dintre cele mai frumoase plaje din Filipine, Seven Commandos Beach. Da. Am postat câteva poze pe Facebook, atât mai avem. Dar chiar merită turul ăla. Încă un tur nu mai avem cum să facem. Până noi mâine plecăm către o altă insuliță. Plecăm în următoarea destinație. De fapt, un alt sătuc, că e aceeași insulă. Un alt sătuc este pe aceeași insulă, Palawan, dar mai mergem într-un alt sătuc. Care nu-i turistic mult deloc, mai remote înțeles. Față de El Nido. Mult mai neturistic, să spunem, ca idee. Și să știți că aici sunt turiști, dar nu iau din farmecul locul, nu știu, e cumva ceva similar cum a fost în Ubud. Chiar dacă sunt turiști pe stradă, pe exact. Aleile principale, are farmecul lui, e un loc de vis. Deci chiar vă recomandăm, dacă ajungeți în Filipine, să da, să veniți. Palawan El Nido trebuie văzut, neapărat trebuie văzut. E foarte frumos, viața relaxantă de pe insulă e extraordinară aici. Și ne-a mai spus gazda noastră că niciodată n-a fost aici cu tremur care să producă vreun tsunami, că este singurul loc din Filipine în care nu sunt cu tremure. Da, nu se află, ne-a explicat că Palawanul nu se află pe acea
falie care... de cutremur, acea linie pe unde treci, da. Pe unde trece cutremurul, implicit și tsunami. Mâncarea e foarte bună, mult pește, fructe, cât cuprinde de la piață, mult. Da, da, mult, da. Ne-a plăcut. Foarte, foarte frumos. Așa că vă recomandăm. Merită și... tripul din El Nido. Da, încheiem vlogul de astăzi aici și mâine ne așteaptă o nouă experiență, cum v-am spus, plecăm în următoarea locație, în San Vicente. Și nu uitați să dați like și subscribe la canalul nostru dacă vă place ceea ce facem, pentru a ne putea urmări în continuare. Hello! Și ne vedem cu noi experiențe din San Vicente. Pa, pa.